Așa permanent mă adresez, iubiți credincioși, pentru că suntem toți credincioși și vreau să vă spun că, în primul rând, bună ziua, parcă m-am salutat către lume. Și ce vreau să vă spun este că eu personal, părere de rău, n-am prins să cunosc pe acest gospodar vostru, însă pe acest om care, despre care trebuie să vorbim, dar vreau să spun că sunt unii oameni iscusâni, dar există așa oameni despre care nu trebuie mult de vorbit, pentru că pentru ei vorbește faptul. Știți, iubiți credincioși, că mintea noastră românească permanent are și vreau să vă spun cumpărați că pentru sunt poate unii care poate nu știu de ce se întâmplă evenimentul acum în prezent. Știți, iubiți credincioși, că noi, fiind majoritatea părinți bunei, tot ceea ce facem, toată sănătatea, tot efortul, sudoarea care o dăm, este pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru cei care îi iubim. Sunt unii oameni și foarte puțini care, dacă au lăsat ceva pe lângă casele lor, au lăsat ceva pentru un întreg sat, pentru un raion întreg și poate pentru și o țară. Și unul dintre acești om este domnul Ilie. Și ceea ce vreau să vă spun, iubiți credincioși, este că vă știți că Dumnezeu ne-a lăsat nouă foarte multe porunci. Dar cea mai mare poruncă care însuși Mântuitorul Hristos a dat răspuns la întrebarea care este cea mai mare lege, este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, dar să ajungi la această dragoste trebuie să-L iubești aproape. Pentru că nu poți să spui că-L iubești pe Dumnezeu care nu-L vezi, paralel, adică să spui că-L iubești pe Dumnezeu, dar pe aproape îl urești. Pe cel care nu îl vezi, îl iubești, dar îți urești aproape. Deci prima treaptă a iubii pe Dumnezeu este să-ți iubești aproape. Și nu m-am interesat. Să nu credeți că m-am interesat de ceva din viața Domnului Ilie. Îl cunosc și ne întâlnim foarte des la Sfânta Dumnezească Liturghie, la bisericuța care o avem. Să știți că foarte des m-am întâlnit. Nu-l văd, nu-l simt, dar știu că rugăciunea preotului care este permanent ascultată, trece de cerurile astea, trece de tot ceea ce poate vedea omul cu ochiul și să urcă acolo sus la Dumnezeu. Deci ne întâlnim și ne întâlnim ca și să ne întâlnim acolo în veșnicie. Dar la ce vreau să mă întorc este că Dumnealui a împlinit porunca aceasta dumnezeiască de a iubi aproape. Și ne-a lăsat tot ceea ce dumneavoastră ați menționat. Deci credem cu ajutorul Dumnezeu și rugăciunilor noastre, El a împlinit scopul care a fost acestei vieți, mântuirea. Doamne, ajută-te, sănătate! Mulțumesc pentru invitație!